În perioada 7-9 septembrie se vor executa acțiuni de combatere a țânțarilor adulți prin tratament terestru pe raza municipiului Călăraș, în zonele verzi, mlăștinoase, inundate, lucii de apă, locuri de joacă și parcuri. Acțiunile vor avea loc în intervalul orar 22-6 dimineața, în funcție de condițiile meteorologice, fiind posibilă prelungirea perioadei, fapt ce va fi comunicat ulterior. Substanțele active ale produselor utilizate sunt omologate de Comisia Națională pentru Produse Biocide. Precizăm că tratamentele se vor desfășura în condiții corespunzătoare pe raza municipiului Călăraș, respectând prevederile legale de protecția mediului, a sănătății și securității populației.